Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 8 septembrie 2024. Când simți că ești mânios, lasă mânia. Nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Psalmul 37, versetul 8. Mânia poate să rănească sau nu persoana spre care este îndreptată, dar cu siguranță te poate răni pe tine. Mânia prelungită eliberează în organism substanțe chimice toxice care măresc tensiunea arterială, creează colesterol și sporesc riscul de accident vascular cerebral și atac de cord. Și apoi, fiecare minut acordat furiei este un minut furat bucuriei și îți poate face rău atât în plan personal cât și profesional. Toată lumea se supără din când în când, dar atunci când îți duci zilele cu o mânie greu ascunsă, oamenii te evită. În plus, îi dai celui care te enervează putere asupra atitudinii și reacțiilor tale. Puterea aceasta este prea mare ca să o dai cuiva. Dumnezeu vrea ca tu să trăiești în pace. Și iată cum poți să renunți la mânie. 1. Să recunoști durerea sau emoția care stă la baza mâniei tale. Este cumva mândria? 2. Să fii atent la modul în care îți manifesti mânia. Nu denigra. 3. Stăpânește efectul mâniei asupra corpului tău. Inspira adânc, expiră și roagă-te: îți mulțumesc, Tată, că îmi dai putere. Sau, aștept să primesc pacea ta acum. Fii atent la tonul vocii în toate comunicările tale, nu doar cu cel care te-a supărat. Vorbește frumos și dă dovadă de bun simț. Atunci vei simți mai mult că ești în control, iar oamenii vor fi mai înclinați să coopereze. Și 4. Ia hotărârea să ierți. Vei ști că ai iertat atunci când nu vei mai dori să vezi că cel care ți-a greșit a fost pedepsit. Nu confunda acest lucru cu realitatea că încă te simți rănit. Sentimentele urmează comportamentul. Dacă redeschizi mereu rana, vorbind în mod constant despre ea, aceasta nu se va vindeca niciodată. Continuă să trăiești în dragoste, iar emoțiile tale se vor alinia cu decizia ta.